Am revenit la Atelier de Sănătate, la rubrica noastră Un Măr pe Zi, o rubrică de informații și de demonstrații pentru sănătate. Am început emisiunea prin a discuta despre hernia de disc, am aflat ce este hernia de disc, am aflat cum se tratează ea chirurgical, însă acum se află alături de noi domnul Alex Ilie, kinetoterapeut, cel de-al treilea invitat al acestei ediții, care ne va explica cum să facem în cazul în care avem hernie de disc să nu ajungem la intervenția chirurgicală. Bună, Alex! Mulțumesc foarte mult de invitație, bine v-am regăsit! Într-adevăr, din fericire, dacă ne uităm un pic la studii și la comunicarea științifică care se află peste ocean, mă refer la Asociația Neurochirurgilor din Statele Unite ale Americii, ei ne oferă o informație extrem de încurajatoare, pentru că doar 10% din pacienții ce sunt diagnosticați cu hernie de disc au nevoie ca tratament de elecție, deci tratamentul de bază, să fie cel chirurgical. Protocolul, în cazul în care se găsește practic în urma unei investigații paraclinice de tip RMN acest diagnostic, este din fericire bazat pe fizioterapie, deci pe kinetoterapie, pe această formă de recuperare medicală care ajută practic pacientul, dacă abordează această patologie la debut, chiar să creeze un fenomen de remisie despre care o să povestim, deci să se vindece de hernie de disc sau să o gestioneze. Și aici vom intra în discuția despre managementul herniei de disc. Față de mine, ca să spun așa și o să și traduc, you are preaching to the converted. Propovăduiești celor deja convinși, pentru că eu sunt un suferind de hernie de disc, unul dintre cele mai, să spunem, consacrate segmente ale coloanei, respectiv L5-S1. E spațiu de distribuție a greutății noastre. Mă recunosc în fiecare cuvânt al tău. Am trecut prin această fază, să spunem, în care oare trebuie să mă operez, nu trebuie să mă operez. Și, într-adevăr, kinetoterapia, fizioterapia, exercițiile făcute cu mai mare sau mai mică consecvență din partea mea, dar m-au salvat până acum de o deci, ajunge la faci internet. Parte din această statistică încurajatoare, așa cum spuneam, o să repet, 90% din cei care sunt diagnosticați cu acest diagnostic de hernie de disc nu au nevoie de intervenție chirurgicală și nu vor ajunge niciodată să se opereze dacă încep un program de recuperare bazat pe exerciții care, din fericire, sunt foarte simple, blânde, evident, trebuie personalizate și construite în urma baza unei consultații. Ne-ai adus niște modele pentru niște demonstrație, niște mulaje. Explică-ne despre ce e vorba. M-am pregătit inclusiv niște ilustrații pe care le avem și colegii, dacă sunt pregătiți, le pot oferi, tocmai pentru că avem posibilitatea de a oferi celor care ne urmăresc și acum văd că avem aici acest prim plan. Aici, practic, în acest mulaj observăm care este, de fapt, fiziologia discului intervertebral, această structură care are ca principal scop să absorbă șocurile noastre și vedem că în interiorul său se află această structură semnalizată cu roz, denumită nucleu pulpos. Ea este cea care conține acest gel, să spunem, dominată de apă și substanțe antiinflamatoare, iar de jur împrejurul nucleului pulpos se află acest inel fibros, un țesut conjunctiv care are ca obiectiv să încătușeze acest nucleu. Din păcate, din cauza, o să vedem, statului pe scaun prelungit, am să arăt acum din nou, apare acest fenomen de migrare, deci de împingere al acestei structuri, care de data aceasta ne și simbolizează că este ușor inflamată și aici vedem mult mai bine în această animație cum de fapt hernia de disc și migrarea acestei structuri gelatinoase denumite nucleu pulpos se realizează în timp și la un moment dat poate deveni, poate genera un factor compresiv, moment în care pacientul se resimte destul de violent, adică resimte dureri radiculare, dureri la distanță, în cazul herniilor de disc lombare care coboară spre fese, spre zona inferioară a membrelor inferioare, amorțeala, exact, furnicătura, senzația de curent de aer rece e un alt semn important. Impotența funcțională, adică încep să șchiopeți. Acolo, din păcate, deja impotența funcțională sau lipsa, de exemplu, pentru cei care ne urmăresc, pot face acest test, dacă nu se pot ridica pe vârfuri sau mersul pe călcâie este cu foarte mare greutate, deja este un semn de agresiune nervoasă destul de severă, cu o distanță lungă, deci vorbim de luni de zile din care practic a neglijat această simptomatologie și este posibil să fie, într-adevăr, singura soluție eliminarea factorului compresiv într-o manieră chirurgicală. Ei, bine, nu. M-am recuperat. Din fericire. Aveai deficit motor? Da, aveam deficit motor. Am mers vreo
trei luni, mai mult, poate chiar în baston, dar cu ajutorul metodelor de kineto și de fizioterapie am reușit. Este extrem de încurajator pentru cei care ne urmăresc să afle, de exemplu, chiar din partea ta, un caz real, pentru că noi când ne povestim ca expert, tot timpul se întreabă, oare mie se va putea întâmpla această minune? Nu, e adevărat, trebuie să fii foarte disciplinat, foarte consecvent, să faci acele exerciții de kinetoterapie cu regularitate, să faci ceea ce ți se spune, respectiv să faci minimum 1000 de pași pe zi, chiar și în condițiile în care ai dureri, da, sau ai acea impotență funcțională, pierderea sensibilității pe anumite zone ale membrului inferior, contracturi musculare, adică trebuie să fii foarte determinat. Însă se poate, să fii motivat, cu alte cuvinte, nu? Să știi foarte clar că ai o lumină la capătul acestui tunel și vei ajunge la ea. Dacă exact. Și plus, trebuie să înveți că sunt mișcări pe care nu ai voie să le faci sau e mai bine să le eviți pe cât posibil și sunt mișcări care îți sunt recomandate. De exemplu, am învățat cum să mă ridic din pat. Categoric. Este unul din lucrurile pe care și eu îl recomand pacienților și chiar am creat materiale gratuite ce se află pe YouTube și le pot găsi, tocmai pentru că aceste simple obiceiuri pot face diferența pe termen mediu și lung. În schimb, și domnul doctor, am auzit mai devreme, vorbea despre statul pe scaun, ca fiind un obicei nociv care determină practic un factor de risc important în instalarea fenomenului de hernie de disc. Chiar am pregătit și colegii au cu siguranță în regie o fotografie în care s-a analizat din punct de vedere biomecanic presiunea asupra discului când stăm în diverse poziții, de la ortostatism în diverse poziții mai puțin favorabile, cât și în poziția așezat. Și o să vedem practic cum discul intervertebral, în momentul în care rolul discului, așa cum spuneam, este acesta de a prelua șocurile noastre. Și o să-i rog să mă ajute cu un zoom aici pe acest mulaj, tocmai pentru a putea să evidențiem ceea ce am pregătit. Sunt amortizoarele coloanei noastre. Amortizoarele coloanei, foarte frumos spus, însă la un moment dat, dacă noi stăm foarte mult și aici se vede foarte bine, uite, așa se va vedea mult mai bine. Când stai foarte mult pe scaun, ce se întâmplă este că discul este presat în mod consecvent zile întregi, 10 de ore și ani întregi, la un moment dat generând acest fenomen pe care vi voi arăta acum, de protuzionare. Și aici este un debord, da? În care se vedea foarte clar cum ajunge practic să fie împins, deci să migreze acest nucleu pulpos spre, în cazul nostru, posterolateral stânga. Deci dar pacientul vedem acolo și un alt lucru foarte interesant. Vedem și acea migrare și vedem și faptul că această migrare duce la o presiune pe o rădăcină nervoasă și atunci acest lucru, nu migrarea în sine, ci faptul că ajunge conflictul. Exact, conflictul atât pe măduvă cât și pe rădăcina nervoasă și aici practic o să vedem încă o dată în săvară cum practic această biluță, da, ca un balon ne putem observa, în momentul în care ea se întâmplă, avem parte de o mai mare sau mai mică presiune pe nerv, prin urmare, o mai mare sau mai mică simptomatologie specifică compresiunilor nervoase, de care vorbeam anterior. Spune-mi, care sunt mișcările pe care nu trebuie să le facem când avem o hernie de disc lombară? În cazul herniei de disc lombar, evident, este important să nu punem mai multă presiune pe coloana noastră vertebrală inferioară. Și atunci, practic, ridicatul greutăților, dacă am, de exemplu, un bax de apă, e un lucru care ne se poate întâmpla, să mergem la cumpărături și să iau baxul de apă de pe raftul magazinului și să-l pun în cărucior sau de pe cărucior în portbagaj. E bine, genul acesta de acțiune nu este recomandată pentru că, pe de o parte, este o presiune suplimentară dată de kilogramele baxului de apă, pe de altă parte, e și o pârghie nefavorizantă. Deci, ori de câte ori ne aplecăm și aveam colegilor pregătiți această fotografie în care se vede cum, practic, presiunea pe coloana vertebrală o avem exercitată în funcție de pozițiile pe care noi le adoptăm, în momentul în care noi stăm ușor aplecați spre înainte, de exemplu, proiecția centrului de greutate, și acum putem observa această imagine, cu cât suntem mai mult proiectați spre înainte, vedem că presiunea pe coloana vertebrală crește de la 100% în ortostatism era prezentată, până la 150%, chiar și 170% mai mare presiune în coloana lombară, dacă ești ușor înclinat, dacă ai și greutate, atunci poate să-ți fie fatal. Eu am constatat, de exemplu, că una dintre mișcările cele mai dureroase era să pun sau să scot vasele din mașina de spălat vase. Deci, pentru practic, mișcarea de flexie, mișcarea de aplecare spre înainte și dacă ne uităm încă o dată pe zona aceasta, de asta mulajele sunt atât de utile pentru a-i transmite pacientului, de fapt, ce se întâmplă când el face aceste simple mișcări. Și dacă ne uităm încă o dată, dacă, pentru a avea o reprezentație spațială corectă, aici este spatele nostru și aici este abdomenul. Da? Dacă vorbim de două vertebre lombare, speță L4, L5. În momentul în care ne aplecăm spre înainte, asta se
se întâmplă. Da? Și putem vedea în această imagine cum se creează o presiune pe disc în plan anterior și în mod automat împinge nucleul pulpos în plan posterior. Da? Deci de asta nu este recomandat să te apleci spre înainte. Iar ce vedeți acum în imaginea alăturată sunt dermatoamele specifice de care noi ținem cont în momentul în care realizăm consultații, tocmai pentru că traseul durerii este cu o precizie foarte clar stabilită. Da. Adică întreb pacientul unde resimți durerea. Coboară pe picior. Știi... Unde? Pe lateral, prin spate, pe, cum numim popular, pe fluierul piciorului. Ajunge până la nivelul degetelor. Simți și amorțeală sau nu simți și amorțeală? Și în funcție de acumularea acestor informații, poți ști fără un remene, de exemplu, cam cât unde de mare este agresiunea și originea acestei agresiuni nervoase. Spun asta pentru că, din nou, mă întorc la Asociația Neurochirurgilor din Statele Unite ale Americii, care recomandă de apelarea la o investigație de tip paraclinic RMN după ce pacientul se prezintă la un medic de recuperare sau un fizioterapeut, îi se administrează pe o perioadă scurtă antiinflamatoare, repaus 2-3 zile și începerea rapidă a unui program de kinetoterapie. Exact. Dacă 6 săptămâni de la acest tratament, el nu are un răspuns favorabil, abia atunci se consideră că este... 6 săptămâni în care face... Faci kinetoterapie, exact. Și... Faci exerciții. Iar din fericire acum există platforme de fizioterapie, ceea ce pe care am și fondat-o în România, prin care oamenii într-un sistem de telemedicină pot primi indicație, pe de-o parte, în urma unei consultații, așa cum spuneam, pentru că e important să-l vezi pe pacient, dacă are un dosar, evident, poate să-ți-l trimite în format digital, n-are nevoie să-mi dea personal în mână o hârtie, poate să-mi fac o fotografie la ea, iar apoi, într-o manieră bazată pe telemedicină, cum spuneam, prin apel video, se realizează testele funcționale, se realizează inspecția vizuală, deci aceeași practică, aceeași consultație pe care o aveam și în cabinet, de data aceasta, în cazul patologiilor date de hernia de disc, le putem realiza cu succes în acest mod, iar în final ei primesc un tratament pe care îl pot face de acasă. În încheierea discuției noastre, Alex, să enumerăm foarte repede care sunt metodele, în afară de exercițiile de kineto propriu-zise, cu ce alte metode mai putem completa tratamentul kineto pentru recuperare? Cred că cel mai important ca sfat sau ca recomandare este să fim atent la numărul de kilograme. De foarte multe ori pacientul care are hernie de disc lombar este și supraponderal și simpla slăbire, de exemplu, de 10 kg poate conduce la un management mult mai favorabil, pentru că evident este o presiune redusă. Evident, al doilea lucru ca recomandare, exact ce povestește și domnul doctor, este să ne ridicăm în picioare mai des, deci să evităm poziția așezat pe perioade lungi, mă refer la mai mult de 2 ore. Deci la maxim, ideal ar fi la fiecare oră să te ridici măcar 5 minute, să te plimbi un pic și să reorganizezi un pic tensiunea în coloana vertebrală. Iar a treia, așa cum spuneam, este să evităm ridicatul greutăților, mai ales în aceste poziții nerecomandate în care suntem aplecați spre înainte. Îți mulțumim mult de tot, Alex. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi la Atelier de Sănătate. Sperăm că v-am oferit informații și recomandări utile pentru sănătate și starea de bine și vă așteptăm să ne urmăriți atât în reluările de pe TVR1 și de pe TVR Moldova, dar și la edițiile următoare ale emisiunii. Ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri la ora 13 pe TVR1. Până atunci, multă sănătate și o după-amiază extraordinară în continuare.